pompierii civili din județul Mehedinți în competiție. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți a organizat etapa județeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, ce s-a desfășurat pe stadionul Angelescu din municipiu. Pentru obținerea calificării de etapă interjudețeană s-au înscris în concurs 4 echipaje, dintre care cele 3 ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență, SC Min Preserv, SA, care au arătat și de această dată că își merită locul fruntaș, obținând rezultate foarte bune. ISU Mehedinți a organizat astăzi, pe stadionul Angelescu din municipiul Drobeta, Turnul Severin, etapa județeană a concursurilor voluntare și private pentru situații de urgență. Concurenții s-au întrecut pe parcursul a 3 probe, dispozitivul de intervenție, ștafeta 4x100 de metri și pista cu obstacole pe 100 de metri. Concursurile au urmărit perfecționarea deprinderilor necesare a acțiunilor de intervenție în situații de urgență, dar și dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor de colaborare între serviciile voluntare și cele private pentru situații de urgență. Câștigătorii etapei au fost desemnați reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bâcle și din partea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență și cei ai SC Min Prest Serv SA din partea Serviciilor Private pentru Situații de Urgență. Aceștia vor reprezenta județul Mehedinți la etapa interjudețeană a concursului ce va avea loc în cursul lunii iulie în municipiul Drobeta, Turnul Severin.